Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. În episodul de azi vom continua cu meciurile din Giant Range Challenge, unde vedem că am obținut deja 5 victorii și mai avem nevoie de 3 pentru a termina challenge-ul și a ne lua aceste reward-uri. Și haideți să-i dăm drumul cu primul meci. Mi-am făcut un deck destul de ieftin ca să putem face cycle rapid și haideți să vedem cum ne descurcăm în acest prim match. Ok, să punem, încă nu punem electro. Da, trebuie avut mare grijă pe Giant pentru că e foarte periculos. Îl vedem aici în acțiune. Cum contează ce va pune în apărare? Dar nu cred că a dat meciul deja din startul partidei. Bun, și avem deja prima victorie obținută. Dăm aici un freeze să fim siguri că reușim să doborâm turnul. Da, și un început excelent. Da, obținem victoria. Mai luăm 3000 de gold. Parcă ăsta era următorul reward. Da, și suntem mai aproape de finalizarea challenge-ului. Hai să dăm drumul cu meciul numărul 2. Trimitem firecracker-ul pe partea dreaptă, are acolo un... hai să dăm drumul la care Eros m-a terminat, n-are Eros. Bun, și dăm aici un freeze. Destul de bine. Ok, problema acum e că el va trimite cu siguranță... Va trimite și el Giant-ul. Și nu știu cum ne vom apăra. Să așteptăm. Ok, să punem aici Tesla, am greșit un pic. Să vom face cred. Da, ne vom lua ceva de meci, poate chiar turnul. Trebuia pus mai în centru acel Tesla. E drept, ne-a luat pe nepregătite. Dăm din nou cu Giant-ul în față și ok, lovim acolo muschetira, excelent, și îți punem freeze-ul. Probabil va pune Skeleton Army, nu? Ok, pus Hunter-ul și cu siguranță va trimite Elite Barbarii. Dăm aici un freeze, bun, scăpăm de Sparky și scăpăm și de Wizard. Da, trebuie să rămânem în continuare foarte prudenți în apărare mai ales. Trimite Giant-ul cu Rage. Ok, nu știu dacă ne vom descurca în acest atac. Avem două firecracker acolo care fac defense-ul. Din nou Tesla cu peți și o să pun Flying Machine aici ca să fix asta. Să nu ne luăm damage din partea Wizard-ului pe Firecracker care sunt foarte fragili. Ok, să dăm aici un... E bine. Suntem bine momentan. Trimitem Giant și cu freeze fără hit. perfect. Bun. Din nou fly machine aici. Și va fi greu. Va fi greu să rezistăm următorului atac. Să dăm un... să punem beții. Oh, ce meci nebun, ce meci nebun. Și e posibil să ne luăm... Nu, scăpăm, scăpăm fără damage. Și trimitem din nou Giant-ul și ar trebui să obținem, victoria. Un freeze de siguranță. Ce meci nebun. Am fost la limită cu victoria. La un moment dat chiar credeam că vom pierde. Bun, suntem aproape de ultimul reward, acest Giant Chest. Și haide să vedem. Bun, punem Firecracker-ul aici. Și aș trimit deja Giant-ul. Și împreună cu un freeze poate... Ok. Să trimitem și Betsy. Da, nu suficient cât să scoată acolo toți scheletonii, ne-ar fi ajutat enorm. Dar mai fi reușit probabil un hit sau poate două. Dar să rămânem în defense pentru moment. O să pun Tesla pe centru. Cu siguranță va trimite ceva trupe. Ok, a pus un Magic Archer. Spun Firecracker-ul undeva în spate și să vedem ce va pune în față. A pus chiar Giant-ul. Bun. Scăpăm cu bine. Mai reușim câteva hituri cu... Oh, îi scoatem și dă degeaba un fireball absolut gratuit. Trimitem din nou Giant-ul acum din spate, foarte în spate. Hai să vedem. Dăm și Firecracker-ul. Hai să pun un freeze. Da, îi scoatem turnul. Și ar trebui să fie partida noastră. Mai puțin de un minut până la final. Să pun aici un Electro. Să pun și Betsy, sper să nu fie atinși de... Bun. Mai punem din nou Tesla undeva aici. Dăm și un Flying Machine. Ok, Electro pe cei doi Magic Archer-uri. Să pun Betsy și vom da... Hai să dăm un Arrows pentru început. Și acum vom da un Freeze. Da, 10 secunde și... Cred că vom rezista. Să punem din nou Tesla. Punem aici Firecracker-ul. Da, și avem victoria. Câștigăm și acest challenge. Avem 8 victorii din 8. Ne luăm reward-ul. 2961 de gold. Avem un wildcard epic. Bomber, Arrows și Flying Machine. Bun. Ok, meciurile la War le-am dat și după cum vedeți am luat locul 1 în acest week, ceea ce e foarte bine. Avem aici două chesturi, vedem ceva interesant, nu prea. Bine, n-ai mari pretenții de la un silver chest și haideți acum să mergem la cărți. Pentru că aș vrea să mai upgradăm, vedem că s-a strâns destul de mult gold. 338.000. Să începem cu Electro Spiritul, care în ultima vreme nu mai cere nimeni, probabil că toți deja l-au maxat. Îl mai postam pentru donații să pot cere la rândul meu, dar cred că a venit vremea să-l maxăm. Bun, și încă două epice. N-avem suficiente cărți, de ce am dat chiuză? N-avem suficiente cărți, dar vom folosi wildcard-uri ca să strângem numărul total, numărul maxim de 200 și astfel să le putem upgrada. Bun, gărzile și Barbarian Barrel-ul. Ok, vă dăm și lui 19 wildcard-uri și avem la 200 din 200, îl maxăm. Bun, boi avem și star points suficient, așa că le vom goldui pe toate trei. Unde sunt? Aici. Gărzile și Fire Spirit-ul. Electro Spirit-ul, de fapt. Bun. 3 cărți maxate, 3 cărți golduite în acest episod. Planul pe mai departe, bineînțeles, avem o grămadă de epice de maxat și se strâng foarte greu, destul de greu, adică goldul fac mult mai repede decât cărțile, dar am început să cumpăr din shop epice și de asemenea să schimb la trade-uri ca să strâng mai repede o carte, să o pot maxa. Bun, băi, cam atât cu episodul de azi, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.